În anul 1830, Ambrose îl adoptă pe vărul său Philip când își pierde părinții. Ambrose îl crește pe Philip ca și cum ar fi fiul său, ignorând toate sfaturile prietenilor care spun că băiatul are nevoie de o prezență feminină în viața lui. Singurele femei permise în casă sunt câinii. Până la urmă, Philip pleacă să studieze în oraș, dar se întoarce repede înapoi pentru că nu-i place cartea, își preferă viața la țară. Din păcate, Ambrose devine bătrân și bolnav, așa că medicul îi spune să se mute într-un loc cu o climă mai caldă, dacă vrea să mai trăiască. Ambrose pleacă la Florența și continuă să vorbească cu Philip prin scrisori. Scrisorile sunt împărtășite lui Nick, nașul lui Philip, și fiicei sale, Louise. Într-o vară, primește o veste foarte surprinzătoare. Ambrose a început o relație cu verișoara sa văduvă Rachel, ceea ce este curios, pentru că Ambrose nu acordase niciodată atenție femeilor. În toamna următoare, Ambrose și Rachel se căsătoresc. Louise îl tachinează pe Philip, spunându-i că va trebui să-și găsească o casă proprie în curând, dar Philip încearcă să nu-și facă griji, deoarece Ambrose pare să fi uitat existența casei sale. Cu toate acestea, scrisorile ulterioare încep să-l îngrijoreze cu adevărat pe Philip. Ambrose explică că îl scrie când reușește în sfârșit să stea departe de Rachel câteva minute, pentru că ea îl urmărește mereu ca un șoim și că Philip este singurul în care poate avea încredere. Se pare că Ambrose s-a îmbolnăvit și mai mult în ultima vreme și e sigur că este din cauza lui Rachel. Ambrose crede că medicul care îl tratează este plătit de Rachel să mintă, mai ales că a fost recomandat de Enrico, un prieten suspect al lui Rachel. În interiorul plicului sunt cuvinte care cere lui Philip să vină și să-l salveze pe Ambrose de propria lui soție. Philip se duce la Florența, dar când sosește prea târziu, Ambrose a murit. Casa este goală și singura persoană prezentă este Enrico și Philip îl obligă să spună adevărul. Ambrose a murit de cancer la cap. Medicii au spus că i-a afectat creierul, făcându-l violent și paranoic. Rachel a dispărut a doua zi după înmormântare, cu toate lucrurile personale a lui Ambrose, dar vrea să vândă casa din Florența. Enrico este avocatul lui Rachel și oferă lui Philip o copie a certificatului de deces și prietenia lui cu familia. Philip însă nu are încredere în el și jură răzbunare pe Rachel pentru că l-a ucis pe Ambrose. Mai târziu, Philip se întoarce acasă, unde angajații îl numesc deja ca noul proprietar. Nick verifică testamentul lui Ambrose, care este încă același pe care l-a făcut acum 10 ani, așa că nu există nicio informație despre o soție. Asta înseamnă că întreaga proprietate va deveni oficială a lui Philip, la următoarea lui zi de naștere. Philip este surprins că Ambrose nu a pus nimic în numele lui Rachel, pentru că este convins că el a ucis pentru asta. După ce a vorbit cu angajații și a promis că nu se va schimba nimic, primește vești din oraș. Rachel a ajuns în Anglia. El decide să o invite să stea la el acasă, dar nu-i va da camera lui Ambrose, pentru că acum este a lui. În schimb, îi repară o cameră veche și murdară cu ajutorul Louisei, care se oferă să o întrețină. Este evident că fata este îndrăgostită de Philip și chiar dacă este recunoscător pentru compania ei, preferă să se ocupe singur de problemă. În ziua în care ajunge Rachel, Philip pleacă pentru a o face să aștepte intenționat și ordonă servitorilor să nu-i servească cina până la întoarcerea lui. Cu toate acestea, când se întoarce, află că toate chestiile lui Ambrose au fost deja trimise în camera lui și Rachel a plecat în camera ei cu toți câinii, prea obosită pentru cină. Îl invită la ea în cameră după ce a terminat de mâncat și el o face. Rachel se dovedește a fi o tânără frumoasă și prima dată când îl vede pe Philip, este îngrozită de asemănarea cu Ambrose. Cei doi încep să vorbească, iar Rachel îl surprinde pe Philip în multe feluri, știe să facă ceai și prăjituri, își amintește toate poveștile despre casă pe care i le-a spus Ambrose și chiar reușește să-l facă pe Philip să râdă cu o glumă. Philip este fascinat de bunătatea ei, dar când situația devine incomodă, Rachel îl dă afară repede. Pe măsură ce zilele trec, Philip și Rachel petrec din ce în ce mai mult timp împreună, plimbându-se pe cai și împărtășind îngrijirea pentru casa lui Ambrose. Într-o dimineață, după ce au fost la biserică, iau prânzul cu familia și prietenii, unde Louise devine geloasă pentru că îl vede pe Philip lângă Rachel. Mai târziu, Rachel îl tachinează despre asta, dar Philip neagă că are un interes pentru Louise, recunoscând că îi place mai mult să o privească pe ea. Apoi schimbă subiectul, vorbind despre faptul că a rămas fără bani și că va trebui să dea lecții de italiană. Philip face o glumă urâtă despre văduve care își amanetează verighetele, ceea ce o supără pe Rachel și o face să părăsească camera. A doua zi, Philip îl vizitează pe Nick pentru a-i cere să-i stabilească o indemnizație lunară pentru Rachel, pentru că asta i-ar fi plăcut lui Ambrose. La plecare, Louise îi spune lui Philip că Rachel a început să-l controleze cu ușurință. Când se întoarce acasă, o găsește pe Rachel făcând un ceai special care nu are un gust bun, dar este bun pentru sănătate. Cu toate acestea, când află că Philip i-a dat niște bani, se enervează. Rachel crede că acest lucru este umilitor și o face să arate de parcă a venit să cerșească bani, în timp ce ea vrea să fie o persoană normală.
Philip subliniază că ea nu a cerut niciodată pomană și în calitate de moștenitor al lui Ambrose, este dator să-i dea o viață bună în loc să o lase să sufere. Mai târziu, Rachel nu ia cină cu Philip, dar îi trimite un bilet cu scuze. Philip o vizitează și aici spune că va accepta banii, dar își va găsi o altă casă. Acest lucru este inacceptabil pentru Philip, care îi reamintește că locul ei este aici, ca soția lui Ambrose. Ea cedează și acceptă să rămână o vreme, mulțumindu-i lui Philip cu un sărut, apoi îl dă afară. Rachel continuă să primească scrisori de la Enrico, pe care Philip decide să le ignore pentru moment. În plus, îi ajută pe angajații bolnavi cu ceaiul său special, care îl inspiră și pe Philip să facă bine. Într-o după-amiază, se hotărăște să-i arate lui Rachel scrisoarea în care Ambrose o acuză că este chinul lui, dar apoi o aruncă în foc. El recunoaște că o ura pe Rachel, dar și-a dat seama că nu este femeia pe care și-o imaginase. După aceea, au în sfârșit curajul să se uite printre lucrurile personale lui Ambrose, luând în considerare opțiunea de a-i dona hainele. Dar asta o face să se simtă rău, așa că Philip o îmbrățișează. Își dorește ca Rachel să fie fericită, așa că Philip începe să pregătească câteva surprize. Taie cu mâinile lui un brad pentru a-l împodobi de Crăciun, apoi merge și la bancă pentru a scoate din safe colierul mamei sale, pe care nimeni nu l-a purtat de când a murit. În ajunul Crăciunului, Rachel își pune colierul și îi mulțumește lui Philip cu un sărut. Cei doi organizează o petrecere cu toți oamenii din casă, mâncând, cântând, dansând și admirând bradul. Rachel a adus și un cadou pentru fiecare angajat. Cu toate acestea, nu toată lumea este fericită în seara asta. La sfârșitul petrecerii, Nick îi aduce o veste îngrijorătoare lui Philip. Rachel a furat banca să-i trimită în străinătate. Philip refuză să creadă într-o acțiune ilegală și explică că Rachel este generoasă, așa că îi ordonă lui Nick să-i dea mai mulți bani. Nick nu este foarte fericit și îi spune alte informații, pe care le adună după ce a întrebat prin preajmă. Duelul în care a murit primul soț al lui Rachel a fost luptat pentru unul dintre amanții ei, pentru că toată lumea din oraș știa de relație. În timp ce Philip îl ceartă pentru că a crezut în bârfe, Nick începe să-l certe pentru că a luat colierul, apoi discuția lor este întreruptă de Rachel. Rachel îi dă înapoi colierul, spunându-i că este onorată pentru că i l-a dat, dar nu-l păstrează dacă provoacă tensiune în familie. Philip crede că totul, inclusiv colierul, îi aparțin lui Rachel și ea spune că există un testament pe care Ambrose nu l-a semnat niciodată. Îi arată lui Philip, care recunoaște imediat scrisul lui Ambrose și se întreabă de ce a început să-l scrie și apoi nu l-a semnat. Rachel recunoaște că a rămas însărcinată, dar a pierdut copilul și în acea zi relația lor a început să se distrugă. Ambrose s-a îmbolnăvit la scurt timp după aceea, iar Rachel a simțit că locuiește cu un străin care vroia să o rănească. Philip îi promite că va avea întotdeauna un loc în casă. A doua zi, Philip duce testamentul la bancă ca să pregătească lucrurile pentru următoarea lui zi de naștere. De îndată ce poate dispune legal de averea sa, Philip dorește ca cea mai mare parte a acesteia să-i se ducă lui Rachel. Bancherul crede că aceasta este o decizie periculoasă, dar din moment ce Philip nu se răzgândește, cel puțin îl convinge să adauge o clauză, prin care se precizează că averea se va întoarce la Philip dacă Rachel se recăsătorește. După ce a cules niște flori, Philip se întoarce acasă și află că Enrico a venit să o vadă pe Rachel. Acum, Philip trebuie să-i privească în timp ce petrec timpul împreună, vorbind în italiană și atingându-și în continuu mâinile. Rachel observă gelozia lui Philip și arată că Enrico este un vechi prieten și că au multe de discutat, apoi va pleca în curând. Când noul testament este gata, Philip îl ia de la bancă, împreună cu toate bijuteriile mamei sale. În calitate de tutor al lui Philip, Nick trebuie și el să semneze testamentul și o face după ce nu a reușit să-l convingă pe Philip că aceasta este o idee proastă. În drum spre casă, Philip ia o scurtătură periculoasă care se prăbușește sub copitele calului. Din fericire se apucă de pietre și nu cade. Se lasă noaptea și Philip așteaptă ca ceasul să ajungă la 12 pentru a se duce la Rachel și să petreacă ziua de naștere cu ea. Îi dă un plic cu testamentul de citit mai târziu și îi dă toate bijuteriile, convingându-o să-și pună colierul cu perle. Timid, Philip cere să petreacă noaptea cu ea, iar Rachel acceptă. A doua zi, Philip pregătește totul pentru un picnic, dar Rachel a părăsit casa pentru a vizita orașul, așa cum așteaptă. Când se întoarce, Rachel îi spune că s-a dus să-l vadă pe Nick, ca să explice niște chestii despre testament, iar el a fost foarte drăguț cu ea, deși știe că o dezaprobă. Philip o duce la un câmp de flori pentru a face un picnic și o convinge să petreacă timpul împreună, dar Rachel nu pare să fie foarte implicată și se comportă în mod ciudat după ce au terminat. Mai târziu, în timp ce se pregătește pentru cina de ziua lui, primește puțin din ceaiul special al lui Rachel, pe care îl bea cu plăcere. În timpul cinei, Philip are o durere îngrozitoare la cap cu viziuni, dar se concentrează asupra familiei sale pentru a anunța că se va căsători cu Rachel.
Cu toate acestea, Rachel nu știe despre ce vorbește și se simte rușinată în fața tuturor. După ce Nick și Louis pleacă, Rachel îi explică lui Philip că ea accepta să petreacă timpul cu el de două ori pentru a-i mulțumi, nu pentru că ea îl iubește. Supărat și confuz, Philip o apucă pe Rachel pentru a o împiedica să plece, mai întâi de brațe și apoi de gât. Acest lucru rupe colierul de perle, făcându-l pe Philip să raționeze și lăsându-o să plece. A doua zi, Louise îi trimite lui Philip o scrisoare pentru a-l întâlni în privat. Ea este îngrijorată de mult timp pentru el, așa că Philip îi spune ce s-a întâmplat. A crezut că Rachel îl iubea, dar s-a înșelat. Louise vorbește despre o coincidență curioasă. Rachel a stat lângă Philip înainte de citi Noul Testament și a devenit distantă după ce Nick explica clauza specială de căsătorie. Philip nu crede că acest lucru are sens. Chiar dacă averea se întoarce la el prin căsătoria cu Rachel, el ar împărți totul cu ea. Dar acest lucru nu este suficient pentru Louise, care spune că o soție nu poate trimite bani în afara țării și trebuie să fie mereu alături de soțul ei. Când se întoarce acasă, Philip o găsește pe Rachel cu o prietenă de-a ei, pe care a angajat-o ca însoțitoare pentru că nu mai se simte în siguranță când este cu Philip. În acea seară, Philip leșină în fața lor. Se trezește după 5 zile, încă bolnav cu dureri de cap constante, febră și viziuni ciudate. Rachel o dă afară pe Louise și își dedică timpul pentru a avea grijă de Philip, dându-i în mod regulat ceaiul. Uneori pleacă fără motiv, așa că Philip îi cere o explicație. Rachel nu spune unde merge, dar promite că nu va pleca prea curând. Într-o după-amiază, Philip încearcă să piardă timpul, răsfoi în cărțile lui Ambrose și găsește un bilet în care spune că Rachel îi consumă toți banii și nu știe de ce. Când începe să se simtă mai bine, Philip decide să o urmărească în secret pe Rachel și o vede că se întâlnește cu Enrico, care o întâmpină cu un sărut pe buze. Mai târziu, acasă, Philip o confruntă pe Rachel și aceasta recunoaște că l-a invitat pe Enrico în Anglia pentru că avea nevoie de sfatul lui, dar nu explică de ce. Motivul pentru care nu i-a spus lui Philip este că el îl urăște pe Enrico, iar Philip este de acord cu ea, cerându-i furios să-i spună să plece. Ea refuză, spunând că are dreptul să aibă o viață proprie și poate chiar să-l invite pe Enrico să rămână aici, deoarece aceasta este casa ei până la urmă. Philip devine violent, așa că Rachel apucă un băț pentru a-l ține departe, amenințând că va chema servitorii dacă încearcă să facă ceva. Rachel începe să plângă, spunând că nu mai poate face asta din nou, iar Philip o îmbrățișează pentru a-și cere scuze. După ceva timp, unul dintre servitorii aduce lui Philip un bilet, pe care l-a găsit într-una dintre hainele lui Ambrose, care i-au fost dăruite. Philip îl citește cu Louise, care spune cu voce tare teoria lui Ambrose, conform căreia Rachel l-au trăvit cu ceaiul ei. Philip recunoaște că a fost un prost, dar nu poate face altceva decât să observe cum Rachel devine proprietara, organizând mese pentru rude și prieteni. Într-o după-amiază, Rachel pregătește ceaiul pentru Louise și Philip și se asigură că Louise nu primește ceașca lui Philip. Suspicios, Philip refuză ceaiul, spunând că nu are chef. Apoi, Rachel anunță că va pleca și Philip îi spune să fie atentă la potecă, fără să menționeze incidentul pe care l-a avut acolo. Odată ce Rachel a plecat, Philip cere ajutorul lui Izei pentru a căuta indicii. Găsesc un bilet de la bancă prin care îi mulțumește lui Rachel pentru returnarea bijuteriilor, care vor fi păstrate în safe până când Philip le moștenește din nou. Vede și o scrisoare de la Enrico, care o sfătuiește pe Rachel să nu-l abandoneze pe Philip și să-l ducă în Italia deoarece clima le ajută cu sănătatea. În acel moment, Louise decide să împărtășească o informație pe care o ascundea. Nick a făcut o anchetă și se pare că Enrico este homosexual. Simțindu-se vinovat, Philip se îngrabă din casă și apucă primul cal pe care îl găsește, dar până ajunge la stâncă este prea târziu, Rachel a căzut și a murit. Câțiva ani mai târziu, Philip este căsătorit și are doi copii cu Louise. Cu toate acestea, Rachel nu a ieșit niciodată din gândurile lui și se va întreba pentru totdeauna dacă a fost cu adevărat nevinovată sau nu și durerea de cap persistă. Abonați-vă pentru mai multe videoclipuri ca acesta, activați notificările și lăsați un like pentru a ajuta canalul să crească. Mulțumesc pentru vizionare, arrivederci!